La seara sunt Eduard Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. 2005 este anul în care serviciul militar obligatoriu a dispărut sau a fost suspendat. Discuțiile pe această temă au reapărut în spațiu public odată cu amenințarea Rusiei la adresa Ucrainei. Sigur, există puncte de vedere pro și contra, puncte de vedere pertinente sau mai puțin. Dar oare în serviciu militar obligatoriu stă capacitatea României de a se apăra în fața unei agresiuni militare? Pare că lucrurile sunt mult mai complicate de atât. La urma urmei, patriotismul nu ține numai de modul în care tragi cu arma sau dacă știi să tragi cu arma, ori să manevrezi un tank, de exemplu. În plus, patriotismul se cultivă, se întreține. Ține de educație, de cultură, ține de istorie, de societatea în care te dezvolți, de valorile pe care aceasta le promovează. Una este să spui bancuri despre daci și tunelurile de sub Bucegi și alta este să ai o imagine clară și nealterată asupra istoriei de care aparții. O țară nu trădează, nu dezamăgește. Astfel de lucruri, de situații, cad exclusiv în sarcina oamenilor care desenează țara respectivă. Poți urla din birt la militari să-ți salveze casa de viitură și apoi să le ceri socoteală pentru pensiile speciale, care de fapt nu au nimic special. Unii ar trebui să știe că patriotismul nu este demagogie, că patriotismul ține și de forța militară, dar și de forța grupului sau mai ales de forța grupului din care faci parte, ca societate. O lume complicată, nu-i așa? Invitat astăzi în platou este domnul colonel în rezervă, Valeriu Pricină, iar prin Skype ni se va alătura în curând domnul general în rezervă, Alexandru Grumaz, analiză politică externă. Bună seara, domnule Pricină, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Doar o cifră să-ți mai spun, la Metropola TV. Haideți să vedem un material despre ultimele zvârcoliri în materie de armată la noi. Vă rog. Tensiunile și îngrijorările generate de o posibilă invazie a Rusiei în Ucraina au crescut și interesul românilor față de ce ar presupune și care ar fi consecințele unui posibil conflict militar la doi pași de România. Implicit, românii și-au adus aminte de armată și cine ar putea să ne apere. În spațiul public au apărut imediat dovezi ale unor chemări de încorporare a rezerviștilor, iar mulți dintre cei care ar putea fi chemați în astfel de situații s-au simțit luați în vizor. Imediat, MAPN a dezmințit că există un plan național de activare a rezerviștilor în acest moment. Ministerul a reacționat dezmințind și zvonurile că se pregătește la nivel înalt o reactivare a serviciului militar obligatoriu la care România a renunțat la 1 ianuarie 2006, dată la care am suspendat și principiul armatei populare. Intrarea în structurile NATO ne-a adus într-o altă lume, cu alte standarde și cu totul altă geopolitică. O geopolitică din nou la un pas de rearanjare, după cum arată evenimentele. În prezent, Armata României numără aproximativ 70.000 de militari și 80.000 de rezerviști. Da, domnul Dâncu a spus 1.000, dar cred că a confundat câteva cifre. Domnule Pricină, spuneți-mi, vă rog, discuțiile au început vis-a-vis de serviciu militar obligatoriu încă dinainte de 1990. Noi toți, mai ales decreței, speram că vom fi săriți la un moment dat. De ce sperie lumea acest serviciu militar obligatoriu? Care credeți că sunt rădăcinile de a la oaste cu arcanul? Nu știu, poate sunt mai arhaice sentimentele sau... Dar, în general, lumea se sperie. Eu, personal, mi-a folosit serviciu militar obligatoriu. Pe de altă parte, însă, se făceau pe vremuri, când erau centrele acelea de recrutare, acum nu mai sunt, alții erau luați aiurea în armată și se ajungea la tot felul de, uneori, dezastre din cauza faptului că nu erau selectați corect. Dar era moda aia, toată lumea la 18 ani pleacă în armată și cu asta basta. Care este explicația? Haideți să o luăm așa... mai dinainte chiar de 90, un pic. Am să vă rog să-mi permită să apelez la jurnalistul militar care am fost timp de 50 de ani. Om care am cunoscut, zic eu, până în profunzime structura armatei române de dinainte de 89. Asta de acum, mă rog. Problema este așa. Serviciul militar obligatoriu nu este o invenție, bineînțeles, românească. Serviciul militar obligatoriu era folositor pentru țările cu o capacitate demografică mai mică. Deci trebuia să adoptezi
o doctrină militară care trebuia să mobilizeze totalitatea resurselor țării respective, economice, sociale, militare și așa mai departe, pentru a se putea rezista, să zicem, unui atac al unei armate, să spunem, imperiale, de mari dimensiuni, unei mari puteri. Aici n-aveai decât o singură șansă, să-ți pregătești în totalitate poporul pentru apărare. Ce-au făcut și voievozii noștri din vechime, deși nu-i chiar așa, oștile erau destul de profesioniste. Și pe vremea lui Ștefan și a lui Mihai Viteazu și așa mai departe. Era un nucleu profesionist. Da, sigur, nu se mobiliza toată țara. Acum, în perioada de dinainte 89, serviciul militar obligatoriu avea trei scopuri principale. Unul, să zicem, că ar fost pregătirea tineretului, tinerilor generații pentru apărarea patriei. Să înveți ce să facă cu o armă, cum să acționeze într-o subunitate sau într-o unitate și așa mai departe. Elementele de bază ale... Pentru că soldatul nu afla el de toate și despre toate și văd unui oameni care au vorbesc zilele astea și bat câmpii. El vorbește de capacitatea armatei de atunci, care era o armată de amărâți, de tip duși pe la munci agricole și pe șantiere, cum s-a întâmplat să spună și un președinte al țării, să scoată această blestemăție pe gură. Uitându-se că noi n-am avut o armată de neprofesioniști. Este falsă chestiune. Am avut o armată de profesioniști. Sigur, era corpul soldaților mobilizați în termen, prin lege, și făceau și făceau armata și timp de un an și patru luni, pe urmă un an și două luni, teriștii mai puțin, învățau meseria asta ostașului. Dar armata de bază era o armată de profesioniști. Suboficerii proveneau din școlile militare de profil. Oficerii nu mai vorbesc. Se instruiau până la nivel superior în Academia Militară. Aveau capacități de control, comandă și de specialitate pe armele lor. Pe urmă, gândiți-vă la armele tehnice. Păi, pilotul nu era profesionist? Pilotul militar, tanchistul, artileristul, antiaerian, rachetistul și așa mai departe. Deci viziunea este viciată de tot felul de clișee. Acum, apropo de modul cum s-a făcut serviciul militar în biata asta Românie. Până în decembrie 89, noi am avut un tip de serviciu militar, o combinație între serviciu militar tradițional, care se făcea, să zicem, în interbelic, să nu ne ducem mai departe. Când am avut armată regulată, cu structură specifică unei armate naționale. Și cu componenta rusească, care ne-a fost introdusă, băgată pe gât, după 1947. Din această mixtură a rezultat, eu nu pun problema cadrelor aici și școlilor militare, deși și acolo, din multe puncte de vedere, această componentă, nu tocmai fericită, se vedea și acolo. Eu pun problema soldatului. Soldatul nu pleca fericit în armată, nici eu am făcut armata. Eu făceam după 3 ani de liceu militar. Am plecat din liceu militar, am terminat a 10-a, 11-a la Lazar, am continuat cu filologie și după aia am revenit în armată. Deci aveam o experiență. Dar nici pentru mine, cu toată experiența din liceu militar, care în anii 60 era un liceu foarte stalinist în esența lui și în felul cum se făcea partea de pregătire militară, că partea de liceu era foarte temeinică. Dar pentru soldat era o perioadă grea, pentru tânăr. Pleca din niște condiții de acasă, chiar și foarte modeste, dar era la mama acasă, și ajungea într-un loc care nu prea se ocupa de sensibilitățile, de sufletul lui, de mintea lui. Intra într-un loc foarte rece, cu niște chestiuni de ordin tehnic, nu cu tume, chestiuni de ordin tehnic, care creau un teribil disconfort. Cazarma pentru tânărul venit să satisfacă stagiul militar, în special la armele netehnice, pentru că alea tehnice, după un timp de pregătire din asta ostășească comună, deveneau mult mai interesante. Asta vă spun că am făcut și o perioadă la radiolocație, o perioadă la transmisiuni. Dar pentru pifan, cum se spune, nu era deloc confortabil. Viața nu era, să mă iertați, foarte igienic. Adică nu aveam, să zicem, condiții pe care le vedem în filmele americane și am putut să le constat în cele câteva invitații pe care le-am avut în Statele Unite cât am fost redactor șef la emisiunile militare de radio și televiziune Pro Patria.
Am văzut ce condiții erau acolo. Dai cu burta de pământ cu luptătorul, rangerul sau ce este el, îl umpli de noroi și de mizerii din cap până în picioare, după care îl aduci în cazarmă, unde are duș ca lumea, posibilitatea de a se curăți, uniformă proaspătă, o ia din sertar și se îmbracă ca scos din cutie, asta mozolită o dă la spălat, și condiții de viață civilizate, să zicem. Asta înseamnă o mare putere economică care își permite să-și întrețină armata în niște condiții, să spunem, civilizate. Pentru că nici acolo relațiile nu sunt așa cum par. Sunt foarte dure și pe alocuri mai dure decât ne închipuim. De ce? Există un principiu bismarckian care spune dacă nu-l instruiești pe om în timp de pace, în condiții apropiate câmpului de luptă, pe câmpul de luptă el se va întâlni cu o realitate pe care n-a cunoscut-o când se pregătea și s-ar putea să întoarcă spatele să o ia la fugă. Deci trebuie și instruirea, cum iarăși vedem prin niște filme care sunt destul de apropiate de realitate. Că am fost și acolo în poligoane și am văzut cum se face instruirea. Nu-i deloc blândă, din contră. Acum venim la chestiunea noastră. Suntem o țară relativ mică. Avem de jur împrejurul nostru niște mari puteri. Și europene, avem Rusia, lângă noi mare putere, plus celelalte puteri mondiale. Atâta vreme cât nu s-a instalat pacea absolută în lume, nu poți pune problema să-ți desfințezi sistemul de apărare, inclusiv la nivelul ăsta, al pregătirii tineretului pentru apărare. O secundă, atât ce am încheiat. Problema care este? În ce condiții poți să faci după 90, și eu am luptat pentru asta și la emisiuni, și în diversele contacte, și în discuțiile cu ministrii apărării care le-am fost consultant. Oameni buni, nu o gândire politică realistă, tocmai din punctul de vedere pe care vă spuneam înainte, nu desfințează, nu scoate din cetățeanul român componenta de luptător. Ea trebuie să rămână acolo. E, cum o așeze acolo? În noi condiții, civilizat, studențește, îl iau 8 ore, dau cu el cu burta de pământ și îl instruiesc și nu știu ce, dar în condiții nu de cazarmă, în cazarmă poate să rămână o subunitate sau o formațiune de alarmă, să zic așa, de serviciu, iar ceilalți au terminat și au depus uniforma cu care s-au instruit sau echipamentul, s-au îmbrăcat și poate și în oraș, după fete, la o bere. Adică să-și trăiască și sentimentul libertății, nu al unei carceralități. Pentru că pentru foarte mulți militari în termen din vremea aia, stagiul militar părea un stagiu de carceralitate. Dacă mai adăugăm la asta și comportamentul unor comandanți, în primul rând micii comandanți, caporali, sergenți, dintre militari, care plecând cadrele după amiază către case, nu știu ce, rămâneau stăpâni, de multe ori modul cum își exercitau această stăpânire era mizerabil. În condiția asta vă dați seama că s-a instalat o lehamită, o frică. Toată lumea încerca să scape de armată pe diverse căi. Eu, lucrând în televiziune atâtea decenii, nu vă spun, aproape n-am avut coleg căruia îi ajungea feciorul la o anumită vârstă, să spună, măi, Val, fă-mă ceva, mă, să scapă-mi-l, mă, că uite, încă n-a intrat la facultate, n-a cu tare. Am bătut ușile centrelor militare de nu mai știu. Am găsit înțelegere de multe ori, am făcut o amânare sau l-am adus undeva mai aproape să poată să aibă contact cu meditatorii, cu nu știu ce, adică am făcut ce am putut pentru foarte multă lume. Pentru că înțelegeam că e un moment greu pentru un tânăr în viață, deși era foarte necesar. Spuneți-mi, ați spus deja la un moment dat că România e o țară mică înconjurată de mari puteri. Foarte mulți își pun întrebarea aia fatalistă. Bun, și atunci la ce rost să mai avem armată să luptăm? Oricum nu le facem față. Uitați, adică e cam Miorița. Nu vreau să fac pe marele strateg domnul Pastia, pentru că nu este cazul. La ora asta toți se dau specialiști în toate domeniile posibile. Sigur, totuși am îmbrăcat o uniformă 50 și atâți de ani, am stat printre strategii noștri,
pentru că am avut și poate că mai avem, că nu-i mai cunosc pe cei de acum, de ultima oră, am avut și strategi foarte buni, oameni care au gândit în sistem militar foarte bine și au știut ce trebuie făcut. A venit un tăvăluc peste noi. N-am reușit să înțeleg cum de acest tăvăluc, pe lângă faptul că ne-a lăsat fără industrie, aia bună cum era rea, se putea reforma, se puteau face multe, pe lângă faptul că ne-a lăsat fără industrie de apărare, ne-a lăsat, uite, eu vă spun o chestiune, se mai gândește cineva, bun, suntem în primejdie, în România se poate intra pe câteva direcții esențiale, le studiam pe școlile militare și pe la Academie, poarta Someșului, poarta Mureșului, erau niște direcții de intrare dinspre vest, printre munți, alea au rămas și acum. Cum Dumnezeului de s-au desființat capacitățile de intervenție și apărare exact pe direcțiile alea? De pildă, începând cu divizia de tancuri mecanizată de la Oradea, unitate mare, puternică, și cu sute de tancuri și până unde vreți dumneavoastră. Și noi și ei, ungurii sau alții, suntem în NATO, acum ne mai atacăm, nu? Domnul Pastia, și asta e o poveste. A fi într-o asociație, să zicem că eu sunt membru al echipei de fotbal SCMD, Steaua, am rămas stelist. Păi îmi pot permite să fiu un nevolnic dacă sunt fundaș central? Din echipa aia fac parte 11 inși care intră pe teren, de la portar până la atacant. Fiecare trebuie să fie o competență, o forță, o capacitate și să poată să pună ce știe el mai bine ca acea echipă să joace bine. În condițiile în care eu, ca membru NATO, contez numai pe apărarea fârtaților și suratelor din NATO, n-am făcut nimic. Problema e ce aduc eu în această alianță. Care este contribuția mea? Care e bucățica cu care vin eu? Ori eu pe asta trebuie să mi-o realizez. Trebuie să am o capacitate suficientă ca într-o situație dată, măcar până când intervin pretinii, ca să zic așa, să mă pot apăra. Să pot să fac față. Da. E, aici e problema. Putem? Avem acum? Acum nu avem, dar nu cred că ar trebui să intrăm în detalii. Bun, au trecut 30 de ani. I-am speriat pe telespectatori. Vă repet, oamenii politici trebuiau să se gândească la toate aceste lucruri. Eu am în minte, l-am studiat foarte bine, modelul elvețian. Să ajungem și aici, imediat. Da, vreau să-l salut pe domnul Alexandru Grumaz. Bună seara! Bună seara, domnul Pastia, bună seara domnule general și prietenului meu, Pricina. Domnule general, spuneți-mi, dumneavoastră ce părere aveți despre serviciul militar obligatoriu? Și chiar dacă am vrea, l-am mai putea implementa? L-am ascultat pe Pricina. A spus foarte multe lucruri pe care unii ar trebui să reia emisiunea noastră, să le reasculte, pentru că sunt lucruri de bun simț care s-au întâmplat. Noi nu trebuie să considerăm comunismul ca a fost în toate chestiunile un lucru rău. Eu nu sunt nostalgic, dar și comuniștii învățau de la occidentali la vremea respectivă și mi-aduc aminte că primul ministru care a vizitat Occidentul din perioada comunistă a fost Milea, care s-a întâlnit cu șeful Pentagonului la Washington. Este un lucru senzațional. Iar șeful Pentagonului, când a vorbit la București, când a venit la București ca să-i demonstreze lumile că putea lua legătura cu oricine din trupele americane, a vorbit din mașina în care mergea cu Milea cu comandantul din Pacific. Deci lucrurile astea sunt foarte bine stabilite în domeniul militar. Nu există lucruri noi sau noi, lucruri care le-am inventat. Noi am adaptat standardele armatei române după standardele NATO. Și ceea ce am reușit să facem este că am reușit să modernizăm trupele noastre. Nu avem o tehnică de ultimul nivel. Avem, dar avem componente din toate echipamentele militare care sunt la nivelul mondial. Deci avem, de exemplu, ca să vă dau un exemplu, ca lumea să înțeleagă, avem sisteme radar care pot acoperi până la Caucaz, spațiul de deasupra României. Și lucrurile astea sunt făcute cu radare performante PPS-117. Da, dar nu prea avem cu ce să transportăm soldații din sud în nord. Dom'le, nu avem cu ce să transportăm. Și vreau să vă spun că suntem singura țară
din Europa, care avem C-130, care sunt folosite la transportul de trupe. Mai au și belgini care folosesc la transportul muzicii militare, mai au și francezii Transalul, care este ceva similar cu C-130, dar noi am fost cei care am avut primii în Europa C-130 patru bucăți. Că lumea l-a blamat, că au fost vechi, că au fost nu știu ce, noi totuși ne-am dus militare și în Irak și în Afganistan cu aceste avioane. Și acum continuăm să... N-am fost în stare să luăm 12 avioane cât ne-am propus în 1996 la vizita primului subsecretar de stat american care se ocupa de tehnologie și achiziții militare și care semna pentru bugetul la vremea respectivă a Pentagonului de 260 de miliarde. Acum e 750 de miliarde. Mă rog, vremurile s-au schimbat, banii s-au devalorizat, dar și pretențiile au crescut și bugetele au crescut în aceste condiții. Eu vă spun un lucru, e foarte important ce a spus Valer despre pregătirea militară și despre... Din punctul meu de vedere, pregătirea militară la, în vremea dinainte de 89 n-a făcut altceva decât să la un moment dat n-a fost în regulă chiar, pentru că militarii erau trimiși în loc la pregătire militară, erau trimiși la munci agricole. Și să nu uităm că canalul Dunăre-Marea Neagră a fost făcut de militari, cu toate consecințele pe care unii le-au tras de la acest canal. Plus de asta că recolta era strânsă de țăranii stăteau pe margine sau la cârciumă și se uitau cum militarii culeg porumbul și își fac lucrurile, muncile agricole. Acum s-a schimbat foarte mult, acum se face instrucție, acum chiar se face instrucție. Poligoanele noastre, de exemplu, cel de la Cincu, care se cheamă acum Jetica, este un poligon la standarde NATO, în care, vedeți dumneavoastră, când trimiți tancurile să tragă în ținte, le trimiți pe anumite aliniamente. Ori astea, dacă nu sunt conform standardelor NATO, nu ai făcut o instrucție corespunzătoare. Deci toate lucrurile astea s-au pus la punct la ora actuală. De-aia și e foarte ușor să primești trupe militare NATO să vină în România să facă. Vă mai aduc aminte un lucru. Brigada asta care vine acum, sau cei 1000 de militari americani dislocați în Germania, ăștia sunt cei care acum, în 2017, au făcut un traseu până Europa și s-au chinuit să treacă dintr-o țară în alta, pentru că regulile astea Schengen, deși sunt clare că poți să treci fără să prezinți pașaportul, atunci au fost probleme pentru că fiecare țară care accepta trecerea unui convoi militar avea nevoie de niște aprobări, ori de la Parlament, ori de la Guvern, iar ca să ajungi din Germania, de exemplu, nu, din Cehia, la vremea respectivă, în Estonia, le-a trebuit două săptămâni pe autostrăzi, păi este enorm de mult, păi în două săptămâni se termină războiul. Deci, gândindu-ne la chestiunile astea, eu cred că, totuși, aceste exerciții sunt foarte bune și faptul că noi ne pregătim împreună cu aliații noștri ne conferă un statut de liniște și pace, dacă vreți. Noi suntem pregătiți pentru apărare, nu suntem pregătiți pentru atac. N-avem forțe care să fie desfășurate în alte. În afară de forțele speciale care au fost desfășurate în Afganistan și în Irak și care au adus României un bine meritat, să zic așa, succes în operațiunile de acolo și au fost apreciate de toți camarazii noștri aliați. Este important lucrul ăsta că avem oameni bine pregătiți, iar ceea ce avem la ora actuală și reușim să aducem în plus față de ceea ce era înainte, eu zic că este suficient. Nu cred că trebuie să reintroducem stagiul militar, pentru că mi se pare un lucru. Noi trebuie să profesionalizăm armata, să avem militari profesioniști. Noi,
Domnul Valer a fost foarte... Eu am studiat în America în anii 96 și vreau să vă spun că așa era. Dacă te uitai la suprafață, era o veselie. Când intrai în interior, era foarte greu. Foarte greu să... Și vă mai spun un lucru, domne, toți demnitarii americani trec în aceste structuri de învățământ militar, pentru că trebuie să știe la ce să aștepte în caz de criză. Ori noi aveam pe vremea lui Ceaușescu acea pregătire a politicienilor. Dura 3 zile. 3 zile în care veneau în poligon, veneau la o pregătire care făcea șeful statului major general, venea șeful direcției informației, venea șeful logisticii și le explica despre ce este vorba. Era obligatoriu ca toți demnitarii guvernului să participe la astfel de ședințe, la astfel de instruiri de 3 zile. Ori acum nu se mai face. Acum dacă le întreb pe unul ce trebuie să facă în caz, habar n-are. Nu o mai discutăm. Eu îmi cer scuze. Poate îi jignesc pe unii care sunt mai bătrâni și care au făcut armata. Norocul lor este că noi suntem în NATO și este pentru prima dată în istorie când avem garanții solide de apărare de la țările NATO și de la partenerii noștri strategici americani. Poate că dumneavoastră mă veți contra sau cei mai în vârstă ca dumneavoastră mă vor contra și vă spune, domne, dar în 68 Chuen Lai ne-a garantat securitatea. Da, în 68 Chuen Lai s-a dus la ambasada României de la Beijing. Acolo trebuia să fie prezent ministrul de externe. Așa era în protocol. Dar s-a dus Chuen Lai, primul ministru, și a spus clar în fața celor care erau acolo că România are garanții de securitate. La care mareșalul sovietic, care era la vremea aia la Beijing, și-a luat echipa de și jucăriile socialiste și s-a plecat. La care, bineînțeles, că ambasadorul nostru i-a spus atașatului militar să-i conducă, să nu cumva să se rătăcească pe drumul spre poarta de ieșire. Deci asta a fost politica la vremea respectivă. Am avut, probabil atunci, pentru prima dată. Acum avem, într-adevăr, o umbrelă de securitate care este foarte, foarte clară. Noi vorbim de 1.000 de militari. Păi avem 4.000 de militari NATO în România, în diferite structuri. Cei mai mulți la Brigada Multinațională la Craiova. Avem 900 de militari americani la Cogălnicianu și mai sunt militari la baza la Câmpia Turzii, care a primit 130 de milioane de dolari pentru modernizare. Americanii au modernizat toate aerodromurile foste comuniste din Tratatul la Varșovia. Sunt cele 3 aerodromuri din țările baltice care au primit acceptul de a opera avioane în orice condiții de vreme. Atenție! În orice condiții de vreme. Și mai sunt încă 2 aeroporturi din Slovenia care au fost discutate acum de curând și care vor fi modernizate pentru a primi avioane de generația 5, adică F-35. Domnule Grumaz, păi F-35 nu apucăm noi să-l vedem venind. N-am văzut nici F-16, domnule Grumaz. Nu, F-16 vă spun eu. O să citiți în memoriile mele. Eu am scris capitolul F-16 care se numește Epopeea avionului F-16. Ea a început în 1996 și ne-am propus să cumpărăm avioane noi, de ultimă generație. Ne-am dus la Farborough, care este odată Farborough, odată Le Bourget. Deci sunt două air show-uri extraordinare în care toată tehnica militară de aviație este prezentată. Odată la francezi, odată la englezi. Și ne-am dus acolo și am vorbit inclusiv cu CEO-ul Lockheed pentru aceste avioane. Și am discutat pas cu pas cu generalul Gheorghe. Am fost eu și generalul Gheorghe. Și vreau să vă spun că ajunsesem la niște concluzii. Ne-am întors în țară, am bătut palma, am scris rapoarte și am plecat fericiți acasă că o să avem E7. Suntem în 2022, avem niște avioane care sunt modernizate pentru că n-am avut bani. Noi niciodată, domnul Pastia, niciodată n-am avut bani
pentru avioane. Am fost la un pas să facem elicoptere de atac. Le cumpăra toată lumea. Le cumpărau polonezii, le cumpărau turcii, le cumpărau ungurii, le cumpărau cehii. Nu le-am făcut. Așa că polonezii s-au apucat să facă Sikorsky. De ce? Pentru că ei au plătit 3 miliarde într-un program de 48 de avioane F-16 noi, în care negocierea, atenție, negocierea s-a făcut nu de către Ministerul Apărării Naționale polonez, pentru că era în discuții, șeful de la înzestrarea poloneză a fost arestat. E, în condițiile astea, guvernul a creat o comisie din 23 de specialiști care au negociat cu americanii, cu Lockheed. Au negociat cu Lockheed, au negociat cu francezii, au negociat cu suedezii. Și în momentul în care Lockheed a venit cu o ofertă de 160% peste cât plăteau, asta au zis polonezii, da, dar mai a avut o problemă care s-a negociat în ultima seară, când trebuia semna contractul cu ambasada americană. Americanii nu se bagă în problemele particulare ale companiilor private, dar polonezii au cerut un împrumut de la băncile americane cu dobândă fixă. E, atunci a intervenit guvernul, s-au dus la ambasador, ambasadorul a vorbit la Washington și au primit un împrumut furnizor cu o dobândă fixă pe 10 ani de 5%. Asta a fost contribuția. Da, au știut, domnule Grumaz, să negocieze. Știți ce au luat în offset? În offset au luat sistemul de comunicații Tetra, care au împânzit Polonia, Am avut și noi offset, dar nu l-a aplicat nimeni. Iar noi în 2013, când aveam aprobarea Congresului SUA să cumpărăm F-16, n-am vrut. Nu. Noi am avut offset la MiG-urile 21, 100 și ceva de milioane, și am aplicat din el numai jumătate. Și acum mai sunt bani care trebuie folosiți în offset-ul de atunci. Vă propun să-l ascultăm, domnule Grumaz. Haideți să-l ascultăm pe ministrul apărării, pe domnul Dâncu, și după aceea reluăm. Cu mare plăcere. În ceea ce privește viitorul, adică generația 6-a, avioanele F-35, le avem evident în proiectul nostru de înzestrare, discutat împreună cu NATO, și acestea sunt undeva, le-am proiectat pentru anul 2032, deci cam peste 10 ani vom începe, de fapt, dotarea, asta este planul nostru în acest moment, ține și de resursele financiare, dar și ține de următorul fapt. Escadrilele de F-16 pe care le avem vor avea în vreo 10 ani de funcționalitate perfectă, mai ales că sunt îmbunătățite, aduse la zi cu sisteme noi de comunicații, criptare și tot ceea ce înseamnă nevoile pentru, chiar pentru comandă și control din, din această perioadă și în compatibilitate cu NATO. Mai târziu, cam în 10 ani de zile, vom face și achizițiile cu această tehnică nouă pe care a anunțat-o președintele. Ne bucurăm că președintele României a aderat la un proiect ambițios pe care îl are armata română și duce înainte acest proiect, îl promovează. Da, și poate mulți dintre dumneavoastră vă întrebați, de unde are România bani să cumpere așa ceva? Bine, până la bani, până la avea bani, haideți să-l ascultăm pe președintele Iohannis, că ne mai lămurește un pic. Mi-au fost prezentate câteva tipuri de aeronave cu care sunt dotate forțele noastre aeriene și am avut discuții foarte bune, foarte aplicate despre capacitățile tehnice și pregătirea acestor aeronave și ale forțelor care sunt prezente aici. Mă bucur să constat că avem rezultate concrete ale procesului de modernizare a forțelor aeriene, dar și a forțelor terestre, două componente de bază ale armatei noastre. România a luat primele măsuri pentru modernizarea forțelor armate încă de la începutul anului 2015, odată cu semnarea acordului politic pe care l-am inițiat și prin care am decis atunci alocarea a 2% din PIB pentru apărare, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. Da, domnule Pricina.
E foarte bine că ne facem curaj. Că un pic propagandistic încercăm să... Dar nu vi se pare că seamănă cu 1916? Că încercăm să liniștim lumea un pic. E adevărat, nu-l contrazic pe bunul meu prieten și coleg, domnul general Gurmaț. Avem, într-adevăr, instalate câteva capacități pe arme, pe diverse direcții, bine instalate. Numai că venim la Titu Maiorescu. Formele fără fond. Câteva forme există. Problema e a fondului. Mă întorc la... Adică pun la contrapunct două momente. Momentul decembrie 89. Dacă nu se întâmpla să pice așa cum a picat Ceaușescu și sistemul militar și-ar fi apărat comandantul suprem, cum zic eu, că ar fi fost firesc pentru o armată care a jurat într-un anume fel și mai ales că erau informații foarte clare că e țara în primejdie, în primejdie reală. Dacă am fi fost subiecții unei invazii, armata lui Lebed sau cine era atunci, era pe Prut, aia care era dislocată și e și acum dislocată în Transnistria, de jur împrejurul țării forțe cât cuprinde, unități deplasate cum deplasează Rusia acum, jur împrejurul Ucrainei, și ne-am fi confruntat cu o invazie. Eu vă spun un lucru, bună proastă cum era armata aia atunci, cu categoriile ei de arme, pe care eu le cunosc bine, și de bune și de rele, cu militarii aia care erau, cu cadrele care erau, multe dintre ele extrem de bine pregătite. Și unul dintre inginerii foarte buni pe care avem este chiar domnul general Gurmaț și știe că a lucrat în sistemul de achiziții și în sistemul de dotare. E, armata aia așa cum era și cu militarii aia de la Cucuruz, că nu ei erau esențialul neapărat, erau și ei și probabil că ar fi intrat foarte rapid în mecanismul de apărare. Armata aia ar fi făcut mare buba din momentul în care s-ar fi intrat. Eu nu spun că am fi oprit teribila invazie, dar în orice caz, cu gărzile patriotice, cu rezervele pe care le aveam în țară în momentul ăla, cu populația care sunt convins că ar fi schimbat foaia imediat, că încă era sentimentul de patrie în primejdie atunci. Acum vin la momentul acesta. Să presupunem, eu spun, nu ne va ataca nimeni și cred că domnul general Gurmaț este de acord cu mine. Nu suntem în pericol de atac, decât dacă nu vom fi târâți în vreo provocare, zic eu, ne la locul ei, ca să nu spun altfel, care să pună în situația de contră puternică Rusia. Eu sper să nu se întâmple așa ceva. Dar așa, după toate datele și după cum e România acum, ce este ea și ce vrea ea, cum se spune, nu este în pericol să fie invadată, să ne trezim cu aeroportatele, cu bombardamente și cu nenorociri. Dar pun problema, dacă s-ar întâmpla, cu ceea ce spunea domnul general Gurmaț, lucruri foarte bune, radar de bună calitate, câteva F-uri, merg, nu merg, nu știu, nu-mi dau seama, n-am mai fost să le văd antrenamentul. Și alte câteva categorii pe care le avem. Am face față unei lovituri puternice din partea unei mari puteri, că nu o să ne atace, cred, poate că și din direcția de vest ne-ar putea ataca cineva. Acum, apropo de alianțe și mă opresc. Vă spun cinstit, după atâția ani de militarie n-am încredere în absolut nimeni. Și în primul rând în proprii noștri negociatori și cei care ne fac politica de apărare. Au dovedit-o de 30 de ani de pildă că numai de patrie nu le ia aminte. Dar eu mi-aduc aminte și aduc aminte tuturor de cel mai groaznic moment din istoria românității din toate timpurile, după opinia mea. Și am studiat fenomenul foarte bine, cu toate consecințele lui. Ce s-a întâmplat între 4 și 11 februarie 1945? Își mai aduce minte lumea? Undeva la Ialta, la o întâlnire între cei trei mari din momentul ăla, unul era Stalin, altul era Churchill și altul era Roosevelt, la o masă acolo cu probabil whisky sau vodka multă pe masă și nu știu ce, s-a negociat destinul pe termen lung al unor popoare. Pe mine mă interesează destinul poporului românesc. Și pe un șervețel, poate cel mai cinic personaj politic din toată istoria modernă, care este Churchill, a scris 90% matale, nene mustăciosule.
Asta știți ce însemna? Asta însemna livrarea unei țări, cu tot ce însemna ea și istoric, și cultural, și uman. Și... O secundă, și-am terminat. Livrarea unei țări, nu Uniunii Sovietice, că aici e confuzia care se face, ci lui Stalin, sceleratul ăla, și mașinăriei lui de tocat oameni, destine, culturi, popoare și așa mai departe. Atunci s-a produs o fractură îngrozitoare între generațiile care ne-au adus independența, unirea, zicem, mică, unirea mare, întregirea, care au fost luate și băgate în pușcării și la canal și unde vreți dumneavoastră, la periprava, la stuf, și restul poporului, poporul muncitor care era chemat să țină locul la ceea ce nu putea ține decât prin muncă, cârcă și nu știu ce. De-abia către anii 70, generațiile mele școlindu-se și plecând din bănci, unde am beneficiat de învățătură, mulți erau ieșiți, eu am avut profesori în facultate care ieșiseră din pușcăriile comuniste. Atunci ne-am dat seama ce s-a întâmplat. E, acea vânzare, să nu uităm, cu tot parteneriatul și cu toată prietenia de acum, că a fost o vânzare anglo-americană. Au fost doi oameni mari, deci în momentul ăla, în intervalul ăsta, 14-11 februarie, încă trupele române, diviziile românești, luptau împotriva lui Hitler, se întorseseră armele, se scurtase, cum se spune, războiul cu atâtea luni de zile, și în momentul ăla s-a hotărât ce? Capitulare necondiționată și desființarea totală, aruncarea României și românilor în această mașinărie, de, în această teribilă mașină. Vă e frică? Eu vă spun un lucru. De faptul că istoria s-ar putea repeta? N-am încredere în nimeni, domnule. Foarte bine. Aș vrea să văd și fapte concrete. Deci aș fi vrut, de pildă, mă, n-aveți bani acum să cumpărați câte F-uri v-ar trebui ca să faceți față până intervenim noi. Cu alea câteva pe care le avem și ce om mai putea aduce, alea de, pe care le-am achiziționat, nu știu dacă le-am adus deja, nu le-am adus încă. Deci, ca să puteți face față, uitați, fraților, eu am văzut, de pildă, la Garda Națională Americană, tot potențialul, tot ce este în ultima fază de utilizare la armata americană, merge acolo, se recondiționează, se repune, adică se pune în stare de funcțiune și există acolo. Sunt niște, am văzut parcuri de F-uri și de ce vreți dumneavoastră, de nu le vedeai capătul cu ochii. Apoi, mă pui să cumperi niște vechituri de la portughezi, de la nu știu cine. Păi dacă suntem parteneri, să mă ierte Dumnezeu, să fiu eu, iau eu pumnii în cap. Sunt, la urmă, urmei jurnalist și îmi pot permite să am opiniile mele. Adu-mă, fratele meu, câte din vechiturile alea. Le recondiționăm, nu știu ce. Iam piloții, toate cursurile care s-au făcut acolo au fost cursuri, iertați-mă, 90% de indoctrinare. N-au fost cursuri de pregătire. N-am trimis piloți să stea, unul singur cunosc care a fost și a stat acolo cu manșa în mână. Și când a venit aici, în loc să fie pe o funcție de comandă și de aplicație, a fost trecut pe linie moartă. Deci, eu zic așa, un partener, o secundă, colega, și eu știu, poate, puțin, îmi asum ideea că bat câmpii. Eu știu așa, un partener care îmi vrea binele și vrea să mă ajute, când vede că n-am, că am trecut pentru o revoluție. Sistemele nu se înlocuiesc spontan, domnul Pastia, și știți foarte bine asta. Și din economie, și din filozofie, de unde vreți. Noi ni s-a cerut să înlocuim un sistem cu altul spontan, așa, peste noapte. Să ajungem peste noapte capitaliști, să ajungem peste noapte să îndeplinim criteriile de integrare în Uniunea Europeană, de integrare în NATO. Cum, domnule, cum se poate așa ceva? Întâi mă ajuți o bună perioadă de timp, mă ajuți să fac... Noi n-am avut, de fapt, tranziție. Am numit tranziție o aberație, o distrugere a capacității pe toate planurile... și economic, și social, și de-aia avem 10 milioane acum. Da. Îmi cer scuze, poate m-a prins și... Poate n-am dreptate. Domnule Grumaz, vă rog. Nu, ai dreptate, Valer. Eu îți mai spun o chestiune și vreau să vin. Ai atins câteva chestii critice și primul de care am să mă loc este meritocrația. Ai spus că pilotul ăla a fost trimis, a făcut pregătire în Statele Unite și după aia a fost dat la o parte. Dar nu e singurul. Asta a fost o practică în România. Mă aud?
Da, 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 vă ascultăm. Vă ascultăm. Bun, deci asta a fost o practică în România. Plus de asta, spui de F-16. Dom'le, noi am negociat F-16, noi n-am negociat F-16 second hand. Am ajuns la concluzia asta fiindcă aveam nevoie de avioane, pentru că resursa MiG-urilor 21 se epuizase. Și atunci am avut nevoie de avioane și atunci a trebuit să luăm ceva. Dar da, colegă, dar aveam și flotile de MiG-23. Aveam și flotile de... Ce am mai avut? MiG-29. Dar du-te și fotografiază. Au zăcut în câmp la Ianca și la Cogălnicianu până le-a luat... MiG-29 la Cogălnicianu. Polonezii sunt și acum le folosesc. În 1998 a fost o discuție la Berlin, la Air Show de la Berlin, în care au participat inclusiv generalul Zaharia, care conducea înzestrarea armatei române și la care s-a discutat modernizarea MiG-urilor 29 de către o companie germano-rusă. Polonezii au acceptat, noi am zis că mai stăm, mai vedem, mai nu știu ce, și ca de obicei, noi n-am făcut nimic, polonezii și-au văzut de treabă și îi folosesc și acum MiG-urile 29. Mă rog, la antrenament, cât ori fi? 10, da. 12? N-are importanță. Am înțeles. Ale noastre stau la Cogălnicianu, sub cerul liber, și trec americanii care sunt în bază acolo și se uită la ele și râd. Asta este. Am înțeles. Domnule Grumaz, din păcate am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Este clar că vrem să discutăm despre serviciu militar obligatoriu, însă problemele par cu totul altele. Și țin de structură, țin de multe alte lucruri. De felul în care vedem noi, până la urmă, viața asta militară și patriotismul. Domnule Priciliu, cum ați definit patriotismul așa rapid? Eu încă din 90 am simțit nevoia să definez două lucruri prin emisiunile de radio și televiziune. Meseria armelor, bazată pe cultura apărării. Există o cultură a apărării care nu e simplă, e complicată, e complexă. Și din nefericire politicienii noștri o au absentă din panoplia lor. Și al doilea, am simțit nevoia să definesc patrie. Toată lumea când vorbește de patrie, se parcă ar vorbi de o fătuță. S-o pupe, s-o strângă la piept, s-o iubească. Nu, domnule. Patria, și uitați, asta e definiția mea, măcar am spus-o în foarte multe locuri, dar văd că n-a prins nicăieri. Este sumă sistemică a tuturor valorilor. De ce sistemică? Pentru că aceste valori nu sunt convocate la îndala, ci pe baza unor coduri, pe baza unor interacții între ele. Sumă sistemică a tuturor valorilor create de un popor, recte, poporul român, cu toate etniile care sunt în jurul lui, în toată devenirea lui istorică, pe teritoriul de sorginte numit țară, care și țara este hardul, vine cu valorile ei de suprafață și de subsol și cu frumusețile ei, valori. Atât mai spun. Valori. Valori. Asumate, sporite, prin munca noastră a fiecăruia de zi cu zi, apărate cu preț de jertfă și sânge. Asta este patria. Eu când îi aud pe unii zilele astea, ce să vin, domne, mă cheamă să apăr pe cine? Bogătașii, nemernici ăștia? Așa este, păi, da, Iohannes, întrebarea pe care v-am pus-o de la început. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Pricină, pentru intervenția dumneavoastră, pentru prezența dumneavoastră, că ne-ați urmărit. Sunt Eduard Pastia, nu uitați ce vă spun de fiecare dată, că nimic nu e gratis pe lumea asta, totul are un preț. Dar rămâneți pe Metropola TV, urmează Mariana Zberianu de la ora 19 cu o ediție specială. Rămâneți cu noi!